Un incendiu puternic s-a produs aseară la o locuință din Dumbrăvița. Două echipaje de stingere de la detașamentul de pompieri Baia Mare au intervenit pentru lichidarea flăcărilor și un echipaj smurd. Din fericire, nu au fost victime, dar focul a distrus acoperișul din lemn al casei pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. De asemenea, s-au deteriorat trei încăperi. Potrivit Isumara Mureș, incendiul s-a produs din cauza unei coș de fum neprotejat față de materialele comune. Centrul de vaccinare anticovid-19 din Baia Sprie și-a deschis porțile chiar dacă ar fi trebuit să deservească populația în etapa a treia de vaccinare. Acesta este funcțional de la 1 martie și cetățenii care doresc să se imunizeze trebuie să-și facă programare accesând platforma destinată vaccinării sau să se adreseze medicului de familie pentru a-i programa. Cu o nouă notificare pentru cetățenii a venit primăria Săcălășeni și tot pe tema toaletării copacilor. Localnicii sunt rugați ca în termen de 10 zile să se ocupe de pomii de pe proprietate, deoarece crengile crescute în zona drumurilor îngreunează accesul autospecialelor care asigură serviciul de salubrizare. Administrația locală menționează că, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local din 2017, cetățenii au obligația să curețe și să toaleteze pomii din zona drumurilor și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății mai mult precizează că în cazul în care aceste lucrări nu vor fi executate, operatorul de salubritate nu va colecta deșeurile în zonele unde accesul este îngreunat din cauza crengilor netoaletate.